În Coreea de Nord, cei săraci locuiesc în penthouse-uri mai degrabă decât cei bogați, deoarece lifturile nu funcționează de multe ori cum trebuie și nu pot pompa apa din cauza presiunii scăzute, a declarat pentru Jungsiu, un dezertor nordcorean în vârstă de 31 de ani. Jung a dat un exemplu, adăugând: un prieten care locuia la etajul 28 al unui bloc de 40 de etaje nu folosise niciodată liftul pentru că nu funcționa. Cele mai multe lifturi funcționau doar de două ori pe zi, în timpul orelor de vârf ale navetei, de la 6 dimineața la 8 dimineața, și în același interval orar seara, scrie Yahoo News. Cetățenii nordcoreeni nu au multe opțiuni, deoarece locuințele sunt atribuite, iar cumpărarea și vânzarea de locuințe este ilegală. Potrivit presei de stat, dezvoltarea locuințelor este un obiectiv important pentru liderul nordcorean Kim Jong-un, iar acesta a promis că va construi mii de apartamente. Miercuri, acesta a finalizat construcția a 10.000 de apartamente noi, mândrindu-se cu termenul de finalizare și calitatea acestora. În opinia lui Jung, însă, eforturile sunt teatrale. Este pentru a arăta cât de mult s-au îmbunătățit abilitățile lor de construcție, mai degrabă decât pentru a lua în considerare preferințele rezidenților. Redactorul șef al Daily NK, Lee Sang-yong, un site web cu sediul la Seul care relatează despre Coreea de Nord, coroborează afirmațiile lui Jung, spunând că sursele sale au raportat că apartamentele pentru oamenii obișnuiți nu erau gata să fie locuite. Ferestrele aveau doar rame, iar robinetele de apă, deși instalate, nu funcționau, dar locuințele de lux recent finalizate vin complete cu mobilier și ustensile, explică Lee.